Am revenit la Societatea Șerban și Asociații. George Șerban, colecționar de artă. Deci ai revenit la Șerban? George Șerban. Că n-ai venit la firma de avocați să-ți dau factură. Am venit la firma de avocați unde e și expusă colecția, unde e și expusă parte din colecție, pentru că altă parte din colecție e în circuitul expozițional muzeal. Da. Sunt mai multe zone, o să le vedem. Artă românească, artă orientală, în arhivă / depozit. Acolo nu intrăm astăzi. Da. Dar vedem ce e expus în sediul firmei, de societății de avocați și vom lua parte din prezentare artă românească, parte din prezentare artă orientală și altele, artă occidentală, până la urmă. Da, ziceai că se vede mai puțin firma Șerban și Asociații, mai mult Goia, Sacru și regulă profan. Aici pun afișele expozițiilor pe care le facem. Cum se închid, cum punem altele. Ce avem? Ce avem în expoziții, în turneu? Vișinga s-a închis la Oradea și va fi mutată la Baia Mare. A fost directorul Robert Strebele aici, pe care îl susținem. Sacru și profan s-a închis la Galați și o să plece la Iași, la Muzeul Regina Maria, în noiembrie. Goya Dalí se deschide pe 3 noiembrie la Castelul Cantacuzino. Celebrity deocamdată stă, a fost la Timișoara, s-a închis și urmează acum să fie adusă. Iar aici, în spate, avem 50 de ani de grafică românească, care, ține-te bine, stă la Oradea din 2019. Le place și mai vreau să o țină în cetate. E un best-of, de fapt. Eu o să primești catalogul. E un best-of, nu? Adică de cei mai importanți artiști din grafica românească și o listă o selecție din colecția mea, ce am crezut eu la momentul acela. Câte nume așa aproximativ de artiști? 75 de nume. 75 de nume de artiști. O să vedem, probabil, ne uităm și prin albume. Bun, acum intrăm în sediul societății. Și aici am pus la intrare... Păi Sfântul Gheorghe patronul, nu? Patronimul. Sfântul Gheorghe este Darie Dup. Patronimul. Da. Și acolo, de asemenea, avem o icoană Sfântul Gheorghe din Scării Brașovului, dăruită mie de asociatul meu pe genul ăsta de expoziții, Chituța Constantin, directorul interimar de la Bruckenthal. Avem rață aici, Vasile Rață, un diptic foarte frumos. Istoricul de artă Bulat a zis că e cel mai frumos diptic al lui Rață. Dacă subscrii, atunci prețul se va tâmpla. N-am văzut tot. Din Vasile Rață. Și aici avem Ciubo. Le știi pe astea. Ciubo și Șetran. Flori, care, da. Adică pentru cei care nu-l cunosc direct ca Ciubo, Florin Ciubotariu. Și avem aici Adrian Popovici. Da, Adrian Popovici. Da. Sculptură, un bronz. Frumos. Da. Cam așa arată intrarea. Da, deci Florin Ciubotariu. Și avem și o serie de cataloge. Cataloge de la Viena, de unde am cumpărat foarte multe stampe la un moment dat și ei îmi trimit, așa mă iubesc. Colul acesta, cum îl vedem, este cu artă românească, în principal înainte de 90, ce am găsit prin atelierele artiștilor. La început e Ionică de la Mare, un artist pe care îl iubesc. Să ne oprim un pic la el. Îl iubești în sensul în care e dedicat și o încăpere. Pentru că dialogul meu cu el a fost extraordinar la momentul 2010-2012, așa. Pe de-o parte, am mai multe lucrări. Cred că aș putea cu un pic de efort să-i fac o expoziție. E în mintea mea asta. E dintr-o anumită școală, dintr-o anumită perioadă? Spune un pic cum îl vezi. Deși n-a fost student Cazar, tot de acolo vine. Că așa îmi spunea, cazarist, așa și el era. Da. Chiar mi-a dăruit o lucrare Cazarba și o lucrare Mitroi, ceea ce e mare lucru. Atunci, holul este panotat cu astfel de lucrări. În stânga avem stampa japoneză. Hai să intrăm un pic în zona de stampă japoneză. Aici, practic, e o selecție din... E o selecție, eu le mai mici, că le mai schimb, din Teatru Kabuki și acolo avem Meiji era. Teatru Kabuki îl vedem aici în Edo era. Iar acolo avem Meiji, astea sunt ce am adus de la Sibiu, unde am avut expoziția Meiji era. Vezi că am și schimbat... Spune-ne un pic așa și perioadele, că perioada nu toată lumea e acomodată. Perioada ar fi 1603-1868. Meiji ar fi 1868-1912. Și ne poți spune și câteva nume de artiști, pentru că îi întregește. Sunt cele mai importante nume de artiști. Aici avem Hiroshige și Toyokuni III, care a fost șeful școlii. Sharako este un mare artist, nu știm mare lucru despre el, știm că a trăit, mă rog, a lucrat un an, iar lucrările lui originale nu se găsesc, dar s-au vândut cu 300.000-400.000 de euro foarte scumpe, nu găsesc. România n-are.
așa ceva. Toyokuni Unoș, el a fost șef de școală la Utagawa. Sunt lucrări la începutul secolului 19, 1810, 1815, tot Toyokuni Unoș. Asta e o lucrare, dacă ții minte, noi am făcut la Teatrul Kabuki. Da. Tine am făcut fabulosul la Teatrul Național, Național din București, pe vremea când încă era și domnul Caramitru ne-a deschis expoziția. Am făcut cu fotografiile cu tine la vernisaj, am reușit să facem acolo. Aici este o lucrare Eizan, sunt din ciclul de Bijinga pe care l-am folosit în Celebrity, catalogul. Celebrity of the Floating World. Da, Kuniyoshi este unul dintre favoriții mei. Iar acolo în colț avem un vultur foarte frumos, al lui Hiroshige, mare, mare artist. Eu am început să pun în expoziție și genul acesta de scrolluri. Scrolluri, da. Foarte frumoase și foarte scumpe. Acolo, sigur că de-a lângă ușă, sunt din școala Tori, sunt lucrări tot cu actori Kabuki, care sunt, sigur, 1700 și ceva, sunt ediții ulterioare. Cam așa arată. Vreau un pic să intrăm înainte, pentru că o să vedem foarte multe genuri de artă, multe școli, multe artă orientală, artă occidentală, artă românească, un pic să facem și o structură cronologică a intereselor tale pentru genul ăsta de artă. Ai început cu artă românească, dacă nu mă înșel. Nu, am început chiar cu artă orientală? Arta europeană și arta japoneză. Știi că există... Eu am început cu cartea și atunci în studenție mergeam prin anticariatele din Covaci și alte străzi pe acolo și saș cu cărți. Asta era singura mea avere, nu aveam mașină, mă rog. Iar cultura japoneză am identificat-o pe de-o parte în carte și am de atunci cărți, dar erau și stampe pe atunci. Sigur că nu cumpăram, poate n-aveam bani sau ceva, poate nici nu erau ca asta, nu? Da. Dar mi-a rămas și m-a interesat foarte tare povestea asta. Deci vorbim de perioada anilor... 80. 80, cam ok. Din 80, da. De atunci am cumpărat foarte mult și o să intrăm dincolo. Carte ilustrată, revistele celebre de Rire, Lumirar sau Verve mi-au fost aduse de către studenți, colegi de-ai mei din străinătate. Deci eu cu așa ceva am început, deci, să spun, deși n-am conștientizat. Încă nu era o identitate de colecționar, dar era o pasiune de colecționar. Eram student, aveam o bursă acolo, nu. Așadar, arta românească a venit mult mai târziu, am trecut pe lângă ea. Singurul cu care am avut o relație și înainte de 90 a fost Schirnoagă puțin și Napoleon Tiron. Sculptorul. Dar n-am luat nimic de la ei. Cunoscându-i ca artiști, pasiuni comune, probabil. Da, și mai făceam anumite întâlniri cercuri la care se punea o sticlă cu ceva și discutam. Boemă, deci. Boemă, da. Nu. Boemă. Cam așa. Hai să și intrăm dincolo în arta europeană. Aici am expus litografii, unele semnate în placă, altele originale. Ați văzut că există... La Arbar a fost o licitație serioasă pe genul ăsta de lucrări. Și nu numai acolo, în toate licitațiile, da, de pe Mapa Mondă. Da, și eu aici am expus mai toți artiștii importanți, să spunem așa, și uite, vorbim de lucrări care au fost în revista Verve în 1900, cred că printre primele numere, 39. Eu am revista asta de atunci și am mai cumpărat ulterior după licitații sau de la Paris când mergeam. Ele se vând separat, se scot și se vând. Sunt litografii originale care, sigur, erau ca și Brac în partea aceea sau Miro. Alea două sunt din Derrière le Miroir. Sau din celebrei galerii din Paris, Met. Sunt din Verve. Și mai avem încă un tip aici, este scos de Picasso, de familia Picasso, de estate-ul Picasso, da, cum spui, da, tu. Da, moștenirea și se vând la licitații și așa mai departe, da? Uh-huh. Atâta putem să cumpărăm noi ca români. Nu există un Picasso original în România, o pictură Picasso original, nu există. Nici nu are cum să ajungă la nivelul pieței de artă din România și a nivelul... N-am cumpărat. Da. De altfel, mulți nu există în România, nici Hokusai nu există, Marele Val nu-l avem, sau Red Fuji. Da. Atunci tu nu-ți permiți decât să iei, uite, Fernand Léger, e o litografie semnată în original. Osip Zadkine, o litografie semnată original. Atât poți să-ți permiți. Mai sus nu, adică sunt zeci de mii. Și nici nu circulă astfel de lucrări în spațiile... Ba, mai găsești în licitații. Eu am găsit, da, nu poți să-ți dai, nu poți să... A, da, acolo e Pașin. Un Jules Pașin. Asta, da, cred că a fost un artist favorit în zona românească, un artist din avangarda franceză, dar de origine bulgară. Da, și a murit tânăr.
A murit tânăr, are o serie întreagă de lucrări, inclusiv în zona erotică și sper să ajungem și acolo. Am mai multe lucrări. În discuție. Uite ce frumos Chagall. Cum, tot așa, a fost în Derrière le Mirror. Cum să nu-l iei? Cum să nu-l expui, nu? Cred că e fi momentul să ne spui un pic și despre, cred că o parte din lucrările de genul acesta au fost într-o serie de expoziții. Hai să le avem o expoziție care se cheamă Great Artists of the World. A fost de 5 ori până acum în muzeu. Artiști faimoși din întreaga lume, 30 de artiști din Europa și eu la fiecare expoziție mai aduc câte un nou artist. De exemplu, la ultima la Iași am adus Malevici. Aici, pe Piața Românească, în Namur. Niște litografii frumoase care au fost făcute cu muzeul de St. Petersburg și la Paris, foarte, foarte frumoase, o să le vezi în catalog. Deci, eu am mers pe asta a fost dimensiunea mea. După anii 90, după ce am ieșit din parchet, am fost procuror, nu? Am făcut, pe pereții birourilor mele, erau printuri de la muzeele din Paris, în principal mergeam, tot așa, tot ce vezi pe aici, dar printuri. Și, mă rog, aveam și litografii, dar nu era cultura asta, să spunem așa. După ce m-am dumirit și am văzut prin galerii ce se poate și am început să cumpăr cu mapele, atunci mi-am dat seama de valoarea și estetică, dar și valoarea pecuniară, să spunem, a unei gravuri sau a unei litografii. Ediții de autor, există foarte multe genuri. Eu am, de exemplu, toată seria Tauromachia a lui Picasso, am și expus-o, okay. Ele au fost vreo, 13, poate mai multe ediții după plăcile lui. Am una dintre edițiile secolului 20. Eu n-am văzut-o la Muzeul Național de Artă, de exemplu. Am aproape toate capricile, ele sunt 80, cred că am 78. Și o mare parte din dezastrele războiului o să le vedeți și expuse în birou. Eu am făcut expoziții cu asta. La un moment dat m-am trezit că ar merita să le scoatem. Și cu tine am început partea japoneză. Discuția și așa partea japoneză și partea românească. Da, și partea românească cu erotica. Și aș vrea să mai facem mai aia. Mai am lucrări. Să vedem ce s-a mai acumulat între timp. Facem și avocatură. Adică am făcut și suntem pe... Ce avem aici? Sunt premiile. The Times, Legal Innovation, Beautiful Minds. White Collar, suntem buni. White Collar însemnând, hai să spunem, hulerele albe din zona de juridic. De business, da. Tot The Times. Aici cred că e mușat, nu? Da. Și diversi alți parteneri. Cred că iarăși un coleg. Domnul Nestor. Avem și despre artă din ele? Hai eu să vedem. Sigur că da, eu sunt și cu artă, adică am pus pe aici, că nu mă las, cum? I-am și spus, dacă ne punem acolo, mă pui și cu artă, că n-ai cum să nu mă pui, uite aici, cred că undeva pe aici, tot Nestor, în sfârșit, e pe aici. Am luat Picasso în brațe și am zis să-mi fac o poză. Ar fi meritat o oprire pe poza respectivă? Un moment, că îl avem. Dar nu i-am pus semn, știi, că nu mai mă preocupă astea, toate urâtele astea, uite, și nu mai urâte pe aici. Uite-l. Hai că ăsta merge. Aici era erai destul de îndrăgostit de Picasso, trebuie să spunem că... erai proaspăt îndrăgostit. Eu am mai multe lucrări originale Picasso, dar pe ăsta îl țin, chiar îmi place foarte tare. Da. Deci, practic, ai făcut pasiune pentru ce e asta? Da. O scenă de atelier, muza și artistul. Da, probabil. E artistul și modelul în atelierul său. Păi, nu? E o piesă valoroasă. Atunci, mergem mai departe pe... Deci aici avem Atanasiu Del Mare, toată seria. Eu în stânga. Eu am în colecție aproape 200 de artiști români. 200 de artiști români contemporani, să spunem, păi, sau coborâm și spre zona interbelică? Poate și mai jos. Ah, deci mergem și mai jos, practic, artă modernă da, și expus, contemporană. Da, okay. Hai să vezi în catalogul 100 de ani, că am început de la Aman. Și o să vezi partea interbelică, gravură și litografie. Atât am făcut, sau desen, ce a mai fost pe acolo. Deși cred că mai există și niște picturi, dacă nu mă înșel. Cred că mai există pe măcar... Nu, poate că e... Mă gândesc acum la Berna, Giulita Năpăruș. Nu, alea nu sunt. Năpăruș n-am pus aici. Nu zic în spațiu ăsta, bun. Da. Și atunci aici au fost, sunt numele pe care eu le-am considerat, uite, Victor Ciobanu, pe care îl știi. Haideți să ne intrăm un pic. În Victor Ciobanu știu că tu ai organizat și o expoziție la... expoziție la Biblioteca Academiei, acum vreo 4 ani, excelentă. El trăiește în America 6 luni, 7 luni, mai vine și pe aici. E un artist care, din păcate, nu este avut în vedere de galerii, de muzee, deloc. Fost profesor la Universitatea Națională de Artă din București. Are o
are lucrări excepționale. Eu chiar am un dialog cu el acum și trebuie să merg la el în atelier. Mă rog, am fost și cu doctorul Chituță la el în atelier, să vedem. Are și 82 de ani, trăiește în Statele Unite, deci, după părerea mea, este un artist asupra cărora galeriile private ar trebui, ba și casele de licitații. Am vorbit, a fost Suzana recent pe la mine și am vorbit și cu ea pe tema asta. E păcat. Deci lucruri frumoase. Și decorative și nu sunt alea la care să te duci la 10.000 de euro, 20 sau așa mai departe, nu? 98 asta și asta probabil da. 2014, cea mai da, recentă. Da. Uh-huh. Acum, ramele sunt așa ca cum le-am făcut la anii 2010-2000, așa, le făcea unul. Aici tot da. Ionică, sunt vreo 6 lucrări Ionică de la mare. Da. Iar aici Gheorghe este... Iacob, da, Gheorghe Iacob. Da, un artist care a lucrat foarte mult și în artă murală și în... Mulți care vin la mine spun Polcle străin, adică aș vrea eu, da, cam așa, da. Și aici Vasilescu, avangarda, Corneliu. Să zicem, noua avangardă românească, el nu mai, 70. Nu mai e cu noi, da. Sigur, dar... Corneliu Vasilescu. Da, e foarte tare. Asta este o istorie frumoasă, că am luat catalogul lui mai întâi și lucram cu un prieten acum 12-13 ani și am zis, uite, vreau lucrarea asta după catalog. S-a dus cu catalogul și a rămas foarte mirat, profund și a zis, bine, în loc de 700 sau ceva, îi dau mai jos. Pentru că s-a gândit la chestia asta. Iată, i-a plăcut abordarea, iată un mic, da, o abordare. Un mic truc pentru da, negocieri da, în da. Situații. Toate birourile sunt pline cu artă. Uite, acolo se vede în spate Liviu Stoicoviciu. El a fost și expus la Muzeul Național de Artă. Cred că și un album destul de generos. A scos, i-am și felicitat. Tiberiu Nicorescu este un artist mare uitat. Iarăși uitat. Da. Poate insistăm un pic pe grafica românească. O să insistăm poate la cafea. El a fost, soția lui a donat la Muzeul de Artă din Tulcea, lucrările. Da, da. Acum eu știu că ei au făcut acum 20 de ani sau înainte, după ce a murit el, a făcut o expoziție, după aia nimic, cum se întâmplă în România. Le donez și dorm acolo. Da. Apropo de muzeul George Oprescu, care de 3 ani, s-a deschis, dar e o zi s-a deschis și s-au lăudat acolo toți de la Academie că vor face și lunea va fi și e închis iar. Eu nu înțeleg. Da, e nevizitabil, practic. Da. Stă un paznic acolo pe toată. E ceva, m-am revoltat puțin pe Facebook, n-a răspuns nimeni. Aici este Darie Dup, e un artist pe care îl iubesc, am o relație foarte bună. Și lucrarea din prima lucrare din hol e lucrare cred că dedicată. Așa, da. Da. Și aici avocații mei au mângâiat așa de mult aceasta, încât lucește foarte frumos. E o lucrare cred că mai veche, nu? Veche, așa? Sigur, adică, că uite aici, cred că n-am spus, dar probabil atușul și asta nu i-am pus. Da. Încerc să le așez cumva așa să fie, da, și da, vezi că am pus și soții care au dispărut unul după altul. Mari artiști. Din păcate, înainte cu ceva timp, un an să plece, am vorbit cu ei, erau el cel puțin, a zis în alte condiții v-aș fi putut primi acum, nu? Eu mai am ceva lucrări, dar n-am suficientă să fac un eveniment, nu? Deși a fost un eveniment retrospectiv făcut la MNAC. A fost la MNAC, da. Tare, foarte tare. Da. Tot peretele l-au donat. Putem intra? Putem intra aici. Uite Perca, un artist pe care Mihai Perca, l-am cunoscut și noi la muzeul lui Max. Muzeul de... Da, Mihai Perca. El trăiește pe la Constanța, din câte știu eu, Iardelean. Am câteva lucrări de la el, domnișoara Pogani. Acolo ceva are zonele astea de... Aici avem Ocasia Cehi, dacă nu avem Ocasia Cehi acolo aici este Iuri Isar, care de asemenea, un artist dispărut, a plecat, de curând. Da, au făcut o expoziție foarte tare la Muzeul Literaturii. Foarte tare a fost expoziția. A fost și cadru didactic la... Uite, un Victor Ciobanu foarte frumos pe care am reușit să-l mențin. El a fost și în expoziții. E făcut în 89. Mă rog, el spunea Coridorul Roșu. Știi cum sunt artiștii mai... Da, mai au și câte o șopârlă în titlu, dacă nu sus, în interiorul lucrării. E o pictură pe Teodor Moraru. Aia e, da, este acrilic pe hârtie. Pe hârtie cu o textură de pânză. Iar aici... Da. Apropo de picturi, că ziceai că nu ai, uite-le. Am destule și am jos foarte multe. Numai că sunt mai ușor de întreținut cele de grafică. Uite aici Marcel Iancu, o litografie frumușică. Asta a fost o serie de 1950, da. Parada. M-am gândit, uitându-mă la lucrarea asta, că poate fi vorba, adică în 1950, vorbim totuși de câțiva ani distanță de momentul în care el părăsise România,
Și ce vedem aici este parada, iar parada are în față, cumva, s-ar putea să fie statuia regelui Carol I-ul, care a fost dată ulterior jos de pe soclu, iar aici avem... Aici avem comuniști, uite. Comuniștii pentru că vin dinspre dreapta imaginii, adică pe harta României comunismul venea dinspre dreapta. Noi când aveam cruciada împotriva comunismului, luptam înspre stânga. Așa, aici vezi niște mașinuțe tipică. Și cred că este de fapt vorba de la parada, cred că e vorba de intrarea trupelor sovietice în București. Am senzația că Așa a văzut-o el. Aici două artiste pe care le iubesc, Dodi Romanas trăiește în Danemarca, Ana Golić trăiește în Statele Unite. Ai o mică istorie cu Ana Golić. Asta au fost, da, cu Ana Golić am foarte multe lucruri și îmi plan un proiect cu ea. Ea a vrut să facă aici un proiect, din păcate a eșuat din cauza curatoarei, nu-i dau numele că după aia o să mă înjure, dar cu ele am făcut și sunt în expozițiile mele de grafică, amândouă sunt, pentru că ele sunt în Școala Cazar și ai să vezi din 100 de ani 100 de artiști. Noi am făcut separat un capitol Școala Cazar cu 30 de artiști. Sunt și ele acolo. Ele au fost importante, chiar ea a fost șefă la podul un an, din câte știu, au fost importante membre ale școlii, ale atelierului podul. Atelierul podu, pentru cei care nu sunt acomodați cu ideea, a fost practic un loc în care toată grafica, gravura din România a funcționat într-un sistem de multiplicare, pentru că acolo erau presele, acolo erau pietrele, acolo erau maeștrii cernelurile. Acolo a fost și Chirnoaga la început, Ierceanu, Ionică, Panaitescu. Dar rândul timpului sunt deja generațiile și ultimul din serie a fost, cred că, Teodor Rib. A fost ultimul, avem aici. Da, din păcate, atelierul s-a distrus. Piesele s-au aruncat. Da. O parte însemnată dintre lucrări sunt la Tulcea. Sunt muzeul din Tulcea. Da, sunt acolo, probabil în depozite, sunt acolo și probabil cineva ar trebui să se apuce. Oricum o istorie care e încă nescrisă atelierului. Iar merita aprobată, mă rog, discuții au fost, dar n-a făcut nimeni nimic până acum, aș face. Asta este un gorduz care e chiar din catalogul lui, l-am luat de la Silvia și este un portret pe un pachet de țigări pe care am făcut un schimb foarte echitabil, am dat un tablou ulei. 1979, da, cumva, foarte. Da? Ele toate sunt văzute de Silvia, certificate, cumva, știi? Da. Păi ea este legatarul. Păi, sigur, deci, da, sigur. De mult l-am luat, da. De unde l-ai găsit? Păi, e un autoportret. Uite, putem să intrăm și pe aici. Da, dacă nu deranjăm. Aici iar sunt tablouri cu Tolan, cu Corneliu Vasilescu, uite aici. Aici e o zonă de abstract, să zicem așa. Da, gestualismul românesc, nu? Da. Asta e o zonă interesantă, adică anii, să zicem, în care, în perioada comunistă, pentru că vorbim de perioada comunistă, în cazul lui Corneliu Vasilescu, el e un personaj, știu că tu i-ai luat un interviu frumos. Este un personaj dumnealui, elev baba totuși, adică plecând de la o școală, să zicem, figurativă, s-a ajuns să faci în anii 70 asta. Era o libertate totuși pe care unii dintre artiști o permiteau, dacă nu chiar o și exercitau, pentru că erau și lucrări expuse de acest. Am văzut și eu genul ăsta, dar după anii 90, când am intrat în ateliere și am văzut lucruri pe care nu le-am văzut înainte de 90. E tare, Corneliu. Aici e Perca tot. Perca același pe care l-am văzut adineauri. Da. Șetran pe acolo, Casia Cehi pe sus. Șetran un artist de iarăși dispărut recent, o nume importantă. Îi face Chituță un catalog, s-agite foarte tare pe povestea asta. Iar acolo e Vanda Sachelarie, un portret. Vanda Sachelarie o avem, da. Și acolo Alexis sus de tot. Nicola Alexi, cred că o să revenim asupra lui sau îl mai avem? L-avem pe Alexi, el nu lipsește cum. Da, deci e unul de Tolan l-avem acolo. Preferat. Suzana Fântânariu e o poveste foarte frumoasă, relația mea cu ea este ceva... Ați fost alături extrem, de ea la momentul în care s-a descernat un cetățean de onoare. Avem acum expoziție la Muzeul Regina Maria. Ea se va închide și va pleca la 6 octombrie la Universitatea de Artă și vom deschide cu expoziție la Timișoara, la Iași. La Iași. Nu, la Iași expoziția, dar va pleca la Timișoara? Nu va pleca la Timișoara, că cei de acolo n-au avut timp să se ocupe de povestea asta. Ne-am ocupat noi. Deci va fi expoziție la Universitatea de Artă din Iași. Din Iași. Cu catalog, deja a ieșit ediția a doua. Superb, okay. O să-l vezi aici, superb. Expoziția... Manuscriptum, lucrarea... E fabuloasă, da, sunt mai multe. Eu am o serie de lucrări de la ea.
Și, mă rog, i s-a dat cetățean de, oraș, de onoare al orașului Iași, ea e doctor honorius causa acolo, la universitate, și o să facem o poveste foarte frumoasă cu Mircea Dumitrescu, o să mergem acolo și cu el, expoziție, și el este doctor honorius causa la această universitate, e o poveste foarte frumoasă și... Mai ales când se apropie graficele între ei. O lucrare așa. Care mi-a plăcut foarte tare. A fost Bulacu. Multă vreme la tine în birou. A fost și în birou, a fost și în expoziția noastră cu erotica. Era singura pe care o mai avea, m-am bătut cu el și am luat-o. Stă foarte bine aici. 76. Da. Aici este o artistă pe care o promovează Galeria Ivan foarte tare. Simona Runcan. Da, soția... Ea a fost soția lui George Apostol. Da. E foarte tare, eu mai am niște lucrări, dar sigur, nu. Aici vezi că totul spațiul nu e atât de... Dincolo aveam 650 de lucrări expuse, aici sunt 250 spre 300. N-am unde. Banda Mihuleac, o litografie foarte frumoasă. Uite, îndemn pentru panotare într-un apartament, într-un birou mic, nu? De ce să iei un ulei de 10.000 de la nu știu cine, când poți să cumperi o lucrare? Banda Mihuleac, o artistă trește din România, trăiește în Franța din 1987, dacă nu mă înșel. Da. A expus și în România, în București, a revenit în țară. Ea este iarăși reprezentativă pentru, să zicem, și zona Atelier 35 din perioada comunistă și apoi pentru un stadiu al graficii din România. Și... Aici, uite, unul dintre marii artiști care a dispărut până 80 și ceva, 86 parcă, 87, George Lera, el a fost șeful atelierului Podu, unul dintre șefii. Și asta este o gravură din 70, a dispărut familia lui, nu se mai găsesc lucrări. Era o zonă destul de, într-un tip de, să zicem, cu foarte multă clar-obscur, cu foarte multă încărcătură de felul că, ăsta. De Chernoaga nu mai vorbim, că știe toată lumea. Și ai, nu, cred că ar merita totuși, pentru că e mare, e un mare gravă. Dar care e un mare gravă. Nu are un catalog rezonet deocamdată, la valoarea lui ar fi meritat. Nu are un catalog rezonet, dar lucrările lui încă se vând bine în piață, la prețuri bune, sus chiar. Eu aici sigur că am mape, dar aici am pus câteva așa, ce mi-a plăcut asta mie. Asta e un tip de gravură pe care o făcea, gravură cu sudură, de fapt o invenție de-a lui, un patent, să-i spunem așa. Celebrul călățean al pământului, foarte frumos. Și asta mi-a plăcut foarte tare, pentru că e după Eminescu, Sara pe deal. Sara pe deal. Da, foarte frumoasă. Și acolo aveam un Dante, ceva... Da, el are o mapă de Dante. Cred că a fost și expusă la Muzeul Național al Literaturii Române. Da, i-au făcut ei o expoziție. În anul în care se sărbătorea magia Dante Alighieri. Aici avem afișul, trebuie să schimb eticheta, avem afișul din Harry Goodman, este afișul 100 de artiști, 100 de ani. Este o litografie, este un desen tuș original. Lucrarea de aici a plecat și s-a pus păcate, în loc, la muzee, se înlocuiește. Din păcate le-am lipit și dacă le smulg, rămâne semn. Gheorghe Mihali e un artist chiarner. I s-a făcut o expoziție cu soția lui care s-a dus. La Muzeul de Artă Modernă și Contemporană, Pavel Șușară. Pavel Șușară, foarte frumos. El a expus înainte cu Paul Neagu, a avut o expoziție la Galeria Simeza. Am afișul ăla, poate ți-l dau cadou. Octavie Grigorescu, ea este o lucrare din expoziție luată de doctorul Tânjeală și eu de la el am luat-o foarte tare. E unul dintre favoriții mei, să spunem, preferații mei. De ce? Poți să ne spui mai pentru multe? Pentru că este un mare desenator, un foarte rafinat desenator. Am văzut, sau probabil că ai văzut, și ilustrațiile de carte, Dante și altele. Și din păcate a plecat la 52 de ani, în 1987, cred, sau 87, da. Lucrările lui sunt rare. Eu am fost cu... istoricul de artă de la Muzeul Național s-a prăpădit și a... Cine? Vorbim de Dorana Coșovea, nu? Cumva dumneavoastră se ocupase și a făcut o expoziție și mai avea o lucrare și a zis, înainte să plec, vii la mine și ți-o iei. N-am știut când a plecat. Stins. Adică e mare unul dintre mari graficiani. Și pictor, trebuie să spunem că și pictor. Și pictor, e Georgeta Năperus, soția lui, în opinia mea, am și lucrări. E mai bună că el ca pictor, dacă putem să facem o astfel de afirmație. Oricum o familie de artiști, pentru că Ionica Grigorescu e fratele cel mic al lui Octavie. La MNAC s-a făcut o expoziție foarte tare cu ei amândoi, acum, înainte de pandemie. Cred că ai văzut-o, foarte tare. Vorbeam de Hrib, uite aici, Maniera Neagră. Uite ce lucrări frumoase în anii 80, ce încercări făceau ei, superbe. Da. Cu Hrib, am o colecție, pot să-i fac o expoziție.
El are de altfel și o donație la Muzeul Bruckenthal, la Muzeul de Artă Contemporană, în secția lor, și sculpturi, pentru care are și o zonă de, să zicem, tridimensional. Aici ea e Casia și doamna Paula Ribariu, una dintre tot așa preferatele mele, am mai multe lucrări. Din păcate lucrurile ei nu mai circulă, nu prea mai sunt, nu găsești. Dar mă bucur să am câteva... Hai să ne oprim și la Casia Cehi. Știu că Casia, în momentul când am făcut expoziția la Centenarul Femeilor la Muzeul Bruckenthal, ai făcut o donație acolo de lucrări. Am făcut la Casia Cehi și Ana Golici, am făcut donații, bine, am mai făcut ulterior și altele. Casia este un mare grafician, după părerea mea, nu vreau să fac comparații foarte mare. Nu a ieșit într-o zonă de promovare, într-o zonă să-și facă cotă. Majoritatea de aici nu au cotă. Mă rog, cotă, pentru cei care ne urmăresc și nu știu încă acești termeni, tot înseamnă cumva vânzări publice regulate, care de la un punct încolo ajung să fie la rândul lor niște semne pentru tranzacții. Dom'le, nu poți lua de la artistul la sub 1000, măcar să știi. Din păcate, ei au vândut astea foarte ieftin, cu câteva sute și... Bine, tranzacțiile nu erau publice. Da, le iei privat, privat. Geta Bărtescu, sigur că e cea mai cunoscută, cea mai promovată, pe la New York, toate astea, litografie și gravură. Asta e dintr-un ciclu de 6. Mă tot chinui cu Ovidiu de la Timișoara să nu-i dau, că el are restul. Atelierul artistului. Da, atelierul artistului. E foarte frumos. Da. Ovidiu Șandor. Da, Ovidiu Șandor, prietenul nostru. Cred că e fan Geta Bărtescu. Da. Mod sigur, dacă are restul seriei și pe asta. Păi tot de la mine a plecat. Ia să vedem dacă putem intra aici. Putem intra. Aici am o poveste frumoasă cu Ilfoveanu, care lucrarea a fost expusă la Moscova în 1984 sau 85. E pe spate ștampila. 84 acum. E făcută lucrarea, în 85, deci, da? În 85. Foarte frumoasă. Se pare că el e în stânga și aici ar fi Paul Vasilescu, sculptorul. Așa mi-a spus Napo. El cunoște. Pare a fi Paul Vasilescu, acum cine știe din imagini. Așa, da, atunci noi vorbim de anii și 84 vorbim, da. E o lucrare la care chiar țin. Și mai am Ilfoveanu, dar la asta chiar țin. Aici este Ionică de la Mare, gravură, un ciclu, dar să nu trecem peste Paula Ribariu. Nu-mi place rama, dar așa au făcut-o acum 10 ani și până o mut eu acasă, asta e o lucrare care o să rămână în casă, că, repet, nu se găsesc și o să-i fac altă ramă. Promit. Din 2010 lucrurile. Da. Aici este un Alexi. El colorează gravurile. Și ăsta cred că e muzeul, nu? Sau cum Solitudine, se numește lucrarea. Da. Mare desenator. În afară de faptul că e mare profesor și mare formator, să spunem așa, de tiner în vederea admiterii și așa mai departe, dar e mare, mare desenator. Am mai multe lucrări și mi-a făcut una chiar cu un portret când predau la studenții de la... A trecut, știu, el a fost circulat de la un punct. Să ne oprim și totuși, nu? Sau o trecere la Dragoș? Aici este George Pătru. George Pătru, pardon. A fost unul dintre răsfățații lui Cazar, mare grafician, s-a dus și el până în 2012, parcă. Nu se găsesc lucrările lui. Eu i-am făcut o lucrare, mă rog, o expoziție cu Mircea Dumitrescu la Muzeul Țăranului Român acum 7-8 ani. Nu prea mai sunt lucrări, am câteva, sunt prin expoziții. Îl știu de prin anii 80, când l-am văzut în casa unde ne vedeam cu Chirnoagă și ăștia și unde discutam și el a venit și a adus 3 lucrări și proprietarul, un prieten comun, le-a cumpărat. Da. Vrei să te oprești la Păsăraru? E un desen. El are un ciclu din Păsărari, 91. Da. E un creion. Deci Ilfoveanu încă rezistă. Aici chiar avem Alexi. Sunt tușu. El totdeauna stă, știi, în spatele... Da, e un voyeur, să zicem. Da, da, chiar, el are teoria asta, îți povestește. Da. Da. Iar aici tot muzeul. Da, muzeul. Lucrare, da. 93, lucrări semnate. Aici 93. Avem Ionică de la Mare, tot Ionică de la Mare. Cred că el a dat lucrarea lui cu
Cred că cu Octav Grigorescu a dat, i-a fost profesor. Licența de... Cred că da, parcă așa era, nu m-am ocupat de mult. Aici e lucrarea la care țin foarte tare, pentru că majoritatea străinilor care vin spun, uite, Hartung, aș vrea eu, da. Dar este, cred că ai totuși un Hartung. Am mai multe și sunt originale. O să... Am aici exemplar unic pentru Alea Jalea Popa. Păi e unic, da? Doinița nu mai e. S-a prăpădit săraca. Și aici, la Ana Jalea Popa fiind fica lui Ion Jalea, da, scriitorul. Care și... nu mai e nici. Da. Și aici avem tot Doina. Iar aici e școala Cazar. Începem cu Cazar pe sus. El e mare profesor, știi foarte bine, l-am făcut împreună. Da. A fost la Auschwitz, a scăpat, a devenit profesor. A devenit creștin. A devenit creștin. Are și muzeul ăla în zona Bistrițe. Da, da, da. Cazar este din Sighetul Marmației. Acolo e o casă. Maramureș, da. E o casă, da, de lemn. Un Octav Grigorescu, excelent, rafinat. L-am luat în 62, el a fost în Italia o perioadă și da, a avut burse. E acolo un colecționar studiu, care a venit, a văzut ce am și a zis, am și eu două octavi, ți le trimit cu drag. Aici e Dan Erceanu care... Hai să îi facem un mic portret profil, pentru că Dan Erceanu ți-a fost drag, este, să zicem. Da, căutam cartea, uite aici. Dan Erceanu este... Asta este Marele Cavalier, care a fost scos în 71. Este și alb negru, el a fost și alb negru aici. Dan Erceanu s-a prăpăit anul trecut, e adevărat, dar e un mare, mare desenator, mare artist. Din păcate, lucrările lui n-au circulat. Armar că a avut un set, o serie, acum 15 ani sau ceva așa. El nu există în piață, dar eu l-am integrat în evenimentele mele, în toate evenimentele mele. Cred că și la Erotica noastră am avut. Și la Erotica ai făcut și o evocare când când am făcut școala. E, în comunism, asta se numea, se făcea o trimitere la conducătorul, știi, la marele conducător, de fapt. Mă rog, da. Știi, artiștii au aceste... Da. Șopârlele care circulau, probabil că era vorba de un fel de clown, marele cavaler, marele conducător, dar aș mai opri puțin la Dan Erceanu. A fost și directorul Bibliotecii Naționale. A fost și a fost arestat o seară. Și, și Năstase a ieșit pe sticlă și a făcut trafic de influență, în ghilimele, și l-au liberat. A fost o poveste cu copia acelui manuscris... Îmi scapă, cum se cheamă, da. Foarte scump român, bla, bla, bla. Dar nu, da, mă rog, important este, să zicem, el, rolul lui în... El își făcuse un atelier la undeva în zona Vălenii de Munte și există atelierul ăsta acolo, e soția lui acolo, au și o expoziție acolo, fac câte ceva, nu știu, sperăm să facă mai multe. Să facă și mai multe, da. Deci, dacă am spus școala Cazar, atunci asistentul lui este aici, Ion State. Nu vedeți lucrările astea mai nicăieri. Am înțeles că ar mai fi pe la muzeul din Iași câteva, vreo 3. Ele sunt făcute în 66. Sunt xilogravuri. Ramele sunt făcute de State, n-am umblat la ele. Iar asta este strigătul, este celebru pentru că el prevestește un cutremur, deși vine din zona expresionismului german, nu? Dar în 66, iar l-a murit la cutremur în 77 și revista Secolul 20 a scris despre asta, Vanda Mihulac a scris un foarte frumos articol despre asta, avem. Când am făcut evocarea am vorbit. Da. Acolo Nae Săftoi este un artist la care mi-am propus să-i fac o expoziție, am lucrări. O să vedem. El, să ne aplecăm mai mult asupra. El este, aici spune. Sunt lucrările din 66 care, mă rog, făceau trimitere la invazia Cehoslovaciei. E un ciclu. Eu am și tușurile foarte tare, foarte mare de senator. El, după Revoluție, a făcut și banii cu Banca Națională. Din păcate, el s-a retras acum vreo 15 ani din București la izvorul Dâmboviței. Am fost acolo el de câteva și am murit acum vreo 3 ani. El e și din peisaj, nu circulă în casele de licitații, tot am insistat. Repet, am multe lucrări și vreau să-i fac. Am o chestiune așa, pentru că are un jurnal în care a spus dacă cineva se va ocupa de mine, acela este George Șerban. Am văzut chestia deci asta și atunci ai ridicat o ștachetă. Mi-am asumat puțin povestea asta.
Și liderul necontestat care încă trăiește și lucrează este Mircea, prietenul nostru. Astea sunt lucrări extraordinare. El a făcut povestea asta, mi-a spus că a avut intenția să fugă din țară și aici sunt... 1983, da, vorbim de întoarcerea, încercarea de înșurubare, da, în real. Ce frumos, era prieten cu Nikita și deja rămâneau nu, poveștile, titlurile așa se raportau cumva la... Da, la treceau din universul poetic. Este foarte tare, e foarte activ, i-am făcut la Bruckenthal o expoziție excepțională, acum ducem la Iași. A fost și la Muzeul Național Cotroceni și a fost la muzeu și... a fost fabulos. La Muzeul Național de Arta României a fost un... Foarte tare. Foarte. Și sculpturile sunt extraordinare. Adică eu pe Cioran am vrut să dau 10.000 de euro și n-am vrut să mi-l dea. L-a dat, l-a donat la muzeu. Bun. Și tapiserie, pentru că a introdus cu soția, dar social, preluând elementele... Da, aia. Lucrarea aia extraordinară, da. Cu mama ei. Super. Da. Iar aici e birou în care să lășluiesc. Înainte să intre în birou, hai să mai facem o oprire, mai putem? Să intrăm și la copii? Cred că da. Domnilor, vă salut. Hai să intrăm și aici. Deci aici sunt partenerii Șerban, fiii mei, și sigur că au și ei diverse aici. Uite, Bernea, de exemplu, în Bernea. Ramele sunt așa cum le-am luat, n-am umblat la ele. Mitroi este unul dintre favoriții mei. Florin Ciubotaru este o lucrare pe care a făcut-o într-o tavără de creație. De-aia l-am pus lângă Bernea. Petre Velicul ați văzut. Doru Bucur. Doru Bucur a stat la muzeu la Mare, a stat 3 luni de zile lângă Țuculescu la Mare, dacă știi, extraordinar. 1965. Da, el a fost jurist și autodidact, dar... Da, venind din zona... E important. Iar Florica Prevenda e activă, umblă mult și pe afară, am văzut. Sigur că da. Și asta e o serie cu identitatea de după Facebook. Aici avem Iancuț și stânga-dreapta Nistor Coita. El e un mare grafician, s-a prăbădit și el, un mare profesor de artă și a fost o expoziție foarte tare la MNAC, foarte frumoasă. Da, o retrospectivă asupra operei lui. Uite și pe sus Harry Goodman, cele mici, aici este Cojan, cumva. Cojan, da, și Naia Săftoiu color. Iar aici e cu avocații, sigur că da. Aici pledoaria, sigur că... Honor Domie, da, un artist care, mă rog, făcea pandan cu Balzac în epoca... Da. Foarte tare. Am câteva, francez. Am un ciclu din zona. Hai să nu trecem de sculptură așa ușor. Nu trecem. Mai întâi avem în spate Iancuț. Da, asta e una dintre primele lucrări pe care le-am luat, Paciurea. Paciurea se găsește extrem de greu. Da, acum 20 și da, cred că am luat-o. Și aici e Iancuț. Asta e, trăiește la cum se cheamă? Uite aici, Horia Flământ, da. Da, trăiește prin, la Otopen, da. Da, e un artist foarte important pentru anii 80, a fost și în structurile unei artiștilor plastici, da. Funcționa ca un artist. Sfinții Gheorghe sunt foarte frumoși. Le-am luat câte doi, pentru că am doi copii și am zis... Patronimul din o fi, nou când o fi, să împartă moștenirea, să nu fie... Nu ne-am oprit la Nicolae Păduraru? Nu ne-am oprit la da, el? Da, nu ne-am oprit, da. Este o lucrare care a venit din Elveția. El a vândut în Elveția mai multe lucrări, am înțeles, acum mulți ani. Și a venit un rând la Armark. De acolo e luat. E și el un mare artist. Mă rog... Bun, Naia Săftoiu, ne-am uitat, am văzut. Păi ați văzut... uite și aici, Horatiu Mălăele, cum să... I-am făcut și lui expoziție cu Chituță, uite, un desen foarte frumos. El a făcut o expoziție la Muzeul Literaturii. 2020. Da, și aici am dat o stampă și m-a dat asta, facem un schimb. Și Darie Dub, probabil. Darie Dub, da. Astea sunt la muzeul la MNAC. Da, da, da. Și după ce l-am văzut acolo, m-am dus la el. Domnule, unde-s piciorușele? Și uite că l-am găsit. Iar aici este birou în care muncesc foarte, foarte mult pentru artă. Conduc o casă de avocați, conduc partenerii, dar majoritatea timpului meu e dedicat acestei chestiuni. Ultima, ca să începem cu... Nu ne lăudăm, dar asta este ultima creație. Este o lucrare pe care o facem la Teatrul de Operă și Operetă Naia Leonard din Galați. Asta e afișul. Și eu, sâmbătă și duminică, am fost aici și am făcut panotarea expoziției. Ții minte ce am făcut noi la teatru? Da, la teatru, da. Uite-le! Ele sunt așa frumos, se vor duce, le-am trimis pe mail și ei vor pune lucrările exact ce am spus eu.
Hai să ne uităm un pic ce vezi zilnic din scaunul biroului tău. În primul rând văd rafturile cu cărți. Am aici partea de artă japoneză și de aici încolo tot partea de artă europeană. Sunt cataloge de expoziții, monografii. Am fost și am văzut Da Vinci la Paris, 500 de ani l-am adus. Rafael nu l-am văzut, că nu l-au făcut, dar mi-au trimis catalogul. Umblu după și... Hai să ne uităm un pic, poza acolo. Un moment, și când am făcut catalogul de gravură, pentru că n-am găsit în România cataloge sau studii, umblu pe afară și am foarte multe cărți despre gravură, despre tehnică, etc. Aici eram student și vindeam apă minerală și bere la Portița. Și așa litoralul Mării Negre. Așa am făcut bani în anii 81, cred că eram, da? Cred că cel mai important este să vă arăt asta. Eu am început la 18 ani, asta e Hegel, am început la 18 ani în Târgoviște, în casa profesorului Longi Diaconescu, care avea o bibliotecă mai mare ca aici, iar noi eram repartizați mai mulți copii acolo, ca la un atelier auto, mă rog, și cu el am început cultura. Pur și simplu am citit metodic, asta este o dedicație pe care mi-a dat-o când am plecat în armată la 20 de ani. Dar eu citisem deja, dacă mergi la biblioteca din Târgoviște, ai să vezi adnotările mele pe spate, pe cărțile, că le luam împrumut. Deci acum merge și Shakespeare, tot ce e acolo. Volumele alea cu roșu erau. Da, am citit foarte mult mari scriitori ruși, mari americani, mari englezi, uite, așa citeam. Și atunci am început filozofia. Mi-a zis, Puștulică, nu pui mâna pe ea, acum la 30 de ani, dar eu am pus mâna. Și am început foarte tare. Acolo erau albume de artă și asta este... o poveste foarte tare cu care am plecat în armată. În 1975 eram soldat, nu știu dacă voi erați, uite aici, eram soldat la Iași. Și aici, cărțulia asta, care este micuță și pe care am citit-o de 11 ori, că nu să n-aveai, asta mi-a deschis mintea către arta europeană. Ea rămâne, facem un pariu, dacă îmi dai 10.000 de euro, pe nu ți-o dau. Pentru că ea ține de un punct nodal în viața mea ca și asta. Adică atunci această poveste a rămas definitivă în povestea mea. Eram odată la Iași. Da. Eram soldat la Iași. Așadar, de regulă aici pun și ele se mai mișcă. Ne uităm și un pic și la fotografiile de alături, Nichita și Giacometti. Eu cu Mirel Zampirescu, cu Mircea Dumitrescu și cu... poetul sârb, suntem... suntem frați întunici. Adam Pușlogici. Așa. Da, iar aici o poză Giacometti, pentru că sunt fan. Și atunci vezi și sus acolo. Am aici, o gravură deci... Giacometti, e luată de la New York, cu fișa ei pe spate, cu certificat de autenticitate și jos, sigur că e Picasso original. Sunt cu sculptorii și atunci avem sus sculptorii români. Mă rog, mai importanți pe care eu i-am integrat cumva în zona. Deci vorbim de... Hai să-i luăm la rând. Și avem aici Iliescu Călinești, primul, Apostu, Napo, pe urmă Gorduz, Vlad, aici avem Aurel Sava Stoianov și Mircea Roman. Dar aici unii postaze de graficieni, să le spunem. Păi da, sunt desene. Da, sunt desene. De la unii, cum ai văzut, am și lucră. Sava nu mai este, Gorduz nu mai este, nici Apostu și nici Iliescu Călinești. Hai să ne uităm atunci pe peretele ăsta și acolo, pe urmă ne așezăm. Acolo este, știi că sunt fan Mitroi și am o colecție de lucrări. 1986. Da, ele sunt tempera, cum știm. Da, 1986 sunt portrete frumoase. Au fost mai multe, mă rog, au mai plecat unele. Și jos, la jumătate, este o lucrare Toyotomi Hideyoshi, este unul dintre cei trei mari conducători care au participat la unificarea Japoniei în secolul XVI. Lucrez la un proiect. Deocamdată nu dezvălui nimic. Nu dezvălui. Cu Andreea lucrez la proiect. Deja catalogul este aproape făcut, 80%. În spatele tău este Paul Neagu. Asta a fost mereu în apropierea biroului tău. A fost mereu și, din păcate, e prost înrămată. Am vorbit cu restauratorul să o demontăm și să o... 1975, da, semnat și cu ștampila lui. Aici lucrarea lui Chituță despre noi considerații cu privire la icoanele. Am lansat-o la biblioteca, am lansat-o la biblioteca universitară, tare de tot. Da, aici de la Sibiu văd. Da, la Bruckenthal, da. Observăm cu icoanele. Oh, ce restaurare aici. Icoană pe glajă. Bun, și noi aici sunt catalogele pe care mi le trimite Petru Rusu.
Petre Rusu, un artist român, grafician, cred că l-ai în colecție. Da, l-am în colecție. El acum trăiește în Suedia, până Anglia, și scoate catalogele astea, le găsești pe Amazon. Eu le primesc constant de la el, suntem într-o bună relație. Sper să am mai multe lucrări de la el, că mai are. El a avut o serie foarte, să zicem, de revoluțională. Ai ieșit la nivelul... Așa și am expus, noi doi am expus în... Da. A fost expus atunci la Institutul Italian pentru Cultură, context în care era o permisivitate destul de mică. Da. Și aici, haide să ne uităm, aici sunt câteva chestiuni tot de suflet. De Goya, este celebra imagine de Somnul Rațiunii Naște Monștri. El are o serie de 80 de lucrări în capricii și-au fost probabil din 1799 până în 1970 s-au tras după plăcile lui vreo 16, cred eu, încă n-avem cifra, dar după aceea plăcile toate au fost retrase la Academia San Fernando și acolo au rămas. Iar sus sunt dezastrele, că tot am vorbit în sala de conferință, și astea sunt tot așa 80. Muzeul Național din România a făcut expoziție înainte de 90, cred că și după 2000, parcă prin 2000 a fost o expoziție Goya, parcă nu mi-aduc. A fost la Brooklyn, dar în anii 90, la începutul anilor 90. Muzeul din România are o serie din o ediție 1856, cred. Aici e Kandinsky și spuneam de revistele Derrière le miroir și Verve, iar aici e nevasta lui Picasso, ultima nevastă, Jacqueline, este o litografie din 1958. În spate e un dialog Sorin Dumitrescu, prima de jos este din 1980, care a fost în colecția lui Constantin Chiriță și a fost vândută, iar sus este despre Van Gogh din 2014, parcă, cât? 2014, da. Vezi că le-am și pus rame la fel, ele încă îmi plac, stau aici și... Hai să luăm și raftul de sculptură. Aici sunt foarte aproape de povestea asta pentru că am fost foarte aproape și sunt cu Napo și am avut... Deci începem cu Napo pe care nu avem aici Napo decât în varianta de coaste. Mi-a dat genul ăsta de coaste de la expoziția lui... Coastele nor giganțe, că pentru cei care nu știu e vorba de niște... Da, balabuste, cum le numește el. În 1986 s-a făcut la Dale, superbă expoziție. Și apoi expoziție care a plecat la pavilionul românesc de la Bienala de la Veneția, practic acei... Nu toată, da. Și a zis, domnule, când te însori să ai să-ți bați nevasta. Simpatic, cum ele glumesc. Da, și acolo aveți și... Desen, un la viu. El, știi că el nu prea dă, nu găsești, nu, mă rog, ce să vinde în piață, ai văzut, bastoanele alea și așa... puține lucrări în apă. Prin urmare, am aici sculpturi pe care eu i-am... mi-au plăcut de la început. Apostol e aici o piatră, un nud superb. Apostol l-am luat de la fiica lui care nu mai este. Asta aici e un tatăl după, da? Și acolo este un portret care sunt făcute la Paris până în 1900. El a murit în 86. În perioada lui de Paris sunt turnate. Pe urmă, avem un gorduz la care țin foarte mult, ai văzut și pe ăsta e recent adus în colecție, țin foarte mult la el. În ghilimele, i-am făcut curte mulți ani soției, a zis, ia tot și fă muzeu. Nu se poate. Pe urmă, avem Paul Vasilescu, ți-am zis, Max la urmă, că el e mai modern, el e cu muzeul lui. Avem Paul Vasilescu, am două coloane, asta e luată de la Armac și Vlad Aurel. Deci, dar e după un picioruș, poate când te măriți să facă două. Așa. Am și niște vase de satsuma japoneze. Ele sunt pentru expozițiile de stampe japoneze, intră în vitrină, dă frumos. Napo am zis, aici este... Nică Petre. Asta e o lucrare frumușică de la Mircea Roman. Da. Cu piramida întoarsă, știi cum el, și Nică Petre, mă rog, și acolo Iliescu Călinești și Adrian Popovici. Maxim Dumitraș, final, a venit cu piatră. Am făcut o expoziție foarte frumoasă și o să vedem. Când am făcut expoziția asta la Bistrița, l-am invitat și a făcut și el, mi-a adus această lucrare. 100 de artiști. Asta este o expoziție de care sunt foarte mândru, pentru că nimeni n-a făcut în România să așezi 100 de artiști pe simeze. Am început cu Aman. Și aici este un interviu al meu cu Mircea Dumitrescu, așa a început. Că trebuie să fie. Itinerarii grafice, Radu Popica, aici. Deci este un dialog al meu cu Mircea Dumitrescu, așa am găsit ideea ca să deschidem catalogul ăsta. Expoziția a fost la Bistrița și după aceea la Brașov. Și uite, am început cu
Aman, că Mircea a zis nu se poate fără Aman în grafica românească, și i-am scos la, nu, în contemporanitate pe schelet, dacă am auzit de el, sau Anton Kaindl, asta este Octavian Smigelski, asta este al lui Luchituță, Nicolae Tonița, da, Tonița, da, și am lucrarea asta lui Marcel Iancu pierdută, da, cabaret, ea este, da, o litografie făcută la anii 70 și ceva, Iosif Ross. Ia uite ce frumos. Vermont, da. Aici e școala Hans Hermann, mă rog, Samuel Mützner. Unele sunt cunoscute, uite, și... Na. Ștefan Dumitrescu, desene, Horia Teodoru, profesor de perspectivă. Suntem mândri că am pus asta în expoziție. Gabriel Popescu. Am luat-o de la doamna Beldiman și ele au fost expuse la Paris în 1900. Da, sunt... Catul Bogdan, Aurel Gichidi, Eugen Drăguțescu, Ștefan Constantinescu, tare frumos. O serie întreagă. Da, serie întreagă, am pus câteva acolo, da. De 12 xilogravuri, o serie erotică, trebuie să menționăm. O serie erotică, sigur că da. Ai și scris-o tu în catalogul tău de... Da, e o lucrare importantă. Vanda Sachelarie. De diplomă, de licență, în 2003 a fost. Și Vanda Sachelarie. Constantin Brâncuș. Da, este o litografie făcută în Italia, în anii 74, da. Asta, Dobrian, știi că... Dobrian e unul dintre fondatorii grupului de artă grafică, grafician. Mare. Uite, afișul pe care l-ai văzut aici. Da, Harry Goodman. Harry Goodman, un artist care a plecat în Israel. A și murit acolo. Și s-a știi stins acolo. E un stat de care pomeneam. Uite aici, Nicolae Săftoiu. Lucrarea de diplomă. Octav Grigorescu. E una din cele patru. Din Tu le-ai am și eu, am, nu, doar încă una. Trebuie să ne unim, ori să ai tu mie, ori să ai ce. Da, trebuie să le găsim și pe cealaltă două, întâi de toate. Nu le mai găsești. Nu le-a venit Săftoiu. Uite, l-ai văzut pe asta, sunt pe aici. Ideea la Klepper Park trăiește încă în Germania. Pustai, soții Pustai trăiesc în Canada. Peter Pustai, da. Aici, Adrian Dumitrache nu mai este. Adrian Dumitrache, vorbeam de Dodi Romanaț. Nici Petru Cehi nu mai este, nici Constantin Baciu. Dodi, uite, astea sunt niște lucrări, ea le-a dat pentru, nu știu ce expoziție, au dispărut. Eu am găsit una întâmplător, nu știu. Vorbeam, Dan Stanciu, nu l-am văzut în Simeză, dar era în expoziția. Este în expoziție, că n-am, uite, Mircea cu zona, astea au fost în expoziția erotică noastră și ăsta a fost... Ion Panaitescu, Vasile Socoliu, chiar și un nume uitat, nu mai, din păcate. Casia. Da, Casia Cehia. Și așa mai departe, dăm aici, uite, Nicolae Alexi, da. Și Câlți, am din anii 70. Cred că a fost și o ilustrație pentru un volum. Da, avem cartea, cartea, acum i-am donat-o nepoatei mele, Nur Bițan, știu că îl iubești foarte tare. Uite, stai, să nu sărim repede, Victor Brauner. Victor Brauner, da, e o litografie din 62. Smigelski, Madame Smigelski, uite, Geta Grotescu. Ionica de la Mare, cu portretul lui. Uite, Chiernoaga, ce frumos, din ciclul Labirintul. Foarte frumos, 1980, foarte mare. Da. Domnul Paul. Domnul Paul Gerasim, da. George Lovendal, Tiberiu Nicorescu. Da, Sofia Frankel, care lucrează la muzeul Dürer din Nuremberg. I-am așezat, uite, aici Doinița Botez, care lucrează în Italia. Am încercat să-i așez un pic pe... Victor Ciobanu, Sorin Dumitrescu l-am văzut chiar în spatele nostru, Florin Mitroi, Horia Damian, Suzana Fântânăriu am văzut-o chiar pe Simez aici, Vanda Miholeac, Alin Gheorghiu, soțul doamnei Alin Gheorghiu, Tudor Banuș, chiar o expoziție a fost recent la Muzeul Literaturii. Da. Sorin Ilfoveanu, Doina Simionescu am văzut-o și mai vedem aici Alexandrina Gheție, Andreea Teodorescu, Ioana Bătrânu, restaurator la Muzeul Național de Artă. Și Ioana Bătrânu, puțin cunoscută ca și graficiană, ca și pictoriță. Silviu Băiaș, Ion Stender, care... Și uite, am pus și sculptor aici, Gorduz. Gorduz, da. Cred că e un portret după Lucian acesta. Da, Lucian, da. Paul Neagu. Și aici o lucrare din seria. Da, din seria, da, am mai mult. Daviurile, George Apostu, Grigore Minea. Da. Trebuie să spun că după ce am făcut expoziția cu tine de stampe japoneze la Teatrul Național, a venit Chituță să-l vezi în catalog. Domnule, ne-am văzut la Muzeul Bruckenthal tot cu tine și a zis trebuie să aduci expoziția asta și la Bruckenthal. Acolo era și festivalul de teatru de la Sibiu. Eu n-am prea dat așa și am zis vin în ianuarie, știi cum e. Da. A venit în ianuarie la ușă și a zis ai promis, hai să mergem. Și atunci am început cu el o colaborare excepțională. Este un om care se urcă pe scară, bate cuie, nu există, nu se poate. Foarte, el era...
pe atunci, mă rog, și acum deocamdată e suspendat, că este interimar la Bruckenthal, dar era șeful de PR, șeful de marketing și PR, marketing a muzeului. Și atunci am făcut expoziția și am început să facem diverse. Atunci eu m-am aplicat asupra colecției mele mai bine și am zis, bă, ce am eu aici? Ia să vedem. Și am început să scot pe toate palierele artă românească, artă japoneză și artă europeană, unde am grafică europeană și gravură europeană. Și atunci, în raport de nevoile noastre, de dialogul meu cu Nichituță sau cu, hai să mergem la Bistrița, hai să mergem la Timișoara și așa mai departe, am început să facem proiecte. Așadar, în momentul ăsta am 8 proiecte care rulează prin muzee. Am văzut la ușă, la intrare, o parte dintre afișe, iar în fiecare lună, practic, este un proiect cumva. În afara proiectelor noastre mai facem cu Mircea Dumitrescu, cu Suzana Fântânariu și probabil o să mai intre în portofoliu și alți artiști pe care îi iubim, că noi facem asta probabil, dar e după, e un dintre aceștia. Da, sunt cu banii noștri, adică gratuit, ei nu cotizează nimic, nu primim bani, adică și atunci în pandemie, cât a fost lumea închisă, noi am făcut 20 de expoziții cu 20 de cataloge și cu alte 20 la închidere. Catalogele, așa cum vezi aici, cum le vei primi pentru muzeu, se dau gratuit la vernisaj o parte și pe-o pleacă pe la muzee. Și am onoarea să spun că am dat la British Museum, am dat la MAC Viena și așa în Italia, în Statele Unite trimit. Ele ajung, pentru că eu am fost interesat, cel puțin cu arta japoneză, că aici fac o poveste foarte serioasă, am poate cea mai bună colecție de stampă japoneză din România. Erai și în contact cu o curatoare, cu Rosela Menegazzo. Cea mai mare, da, cu Rosela Menegazzo din Italia. Oricum cea mai mare, am depășit 2200 plus 100 de cărți ilustrate, ceea ce e foarte mult. Hai să ne uităm un pic la ele, dacă e măcar, măcar putem, la nivelul Putem să facem expoziții și asta este expoziția cea mai mare care cuprinde toate cele 5 mari teme ale stampei japoneze. De la hai să le luăm pe rând un pic, ce care sunt de la, aceste 5 de la partea mari. Istorică, partea de femei frumoase, teatru kabuki, shunga. A fost prima dată în România când am făcut arta erotică japoneză și natură și expoziția a fost la Muzeul Național al Literaturii, după aceea la Brașov și ultima oară s-a închis la Timișoara și sigur, ea va continua. Care sunt a fost, să zicem, 100, reticența? Dacă... 150, nicio reticență. La shunga? Nu. Excelent. Ba chiar am avut aici dialog cu profesor, că tot vin, nu? Ai văzut și pe Facebook ce fac? Nu. Păi e artă, frate. Adică artă ce numai că ce un, într-o țară creștină, ortodoxă, cu... da. Funcționează un pic mai diferit. Scuze, te întrerupsesem cu cei 100... Dau lumea lor să se ducă acolo, să vadă povestea lor. Aici noi vorbim de cultură, de artă și de artă de top. Ziceai de artiști și un număr de artiști parcă începeai. Avem să în arta japoneză sunt aproximativ 100 de artiști la mine, poate mai mult puțin, pentru că sunt epoca e de 1603-1868 și epoca Meiji. Și eu am făcut expoziția asta Edo, deci asta este cu Edo. După care am făcut la Bruckenthal, în cadrul festivalului de teatru a fost și asta, epoca Meiji, de când împăratul și-a reluat, hai să spunem așa, prerogativele în Japonia. Este prima dată când se face o astfel de poveste, o să citești, o să-ți placă, pentru că aici nu am pus shunga, dar am pus, pentru că și acolo s-a făcut shunga, dar mai puțin, dar am pus toate 4 temele și este o lucrare excepțională, sunt foarte mândru de ea, am găsit, am făcut toate expozițiile noastre sunt făcute și cu ambasada Japoniei, ne ajută să zicem că vin, ne dau niște filmulețe sau ceva, nu le cerem fonduri sau alte, nu există povestea asta, dar e o poveste foarte frumoasă care așează cultural. Aș vrea un pic să ne spui cum ajunge totuși arta orientală în România, pentru că tu ești colecționarul, cum a ajuns mai de mult aici, dar am fost noi proști, ca și cu Brâncuș, că n-am știut să ne apropiem, că a fost un Gheorghe Băgulescu, un foarte mare colecționar, care a vrut să doneze României, a și făcut contract în 1939, cred, cu mențiunea că trebuia să se facă muzeu pe insula din Herăstrău, știi? Din păcate a fost războiul, s-a întâmplat, era vorba de 3 vagoane de artă japoneză și chineză. El a fost după aceea ambasador al României în China și în sau Coreea și Japonia, oricum în Japonia. L-au arestat pe acolo că era Japonia pe partea axei celelalte și după aceea a scăpat, a fost în SUA, a venit în Franța
și s-a plâns la, era pe coasta de Azur, unde a fost și domnișoara anul ăsta, și acolo s-a plâns la primarul de la Menton, domnule, ce faci, că nu poți să donezi țării mele arta asta? Și a zis, păi am eu un muzeu. Și a donat la Menton aproape tot, astfel încât noi am rămas cu foarte puțin, adică moștenitorii lor au vândut în 74 sau 77 România, am făcut eu, am eu afișul, au vândut câteva zeci de lucrări. Ce am văzut noi acum, nu știu dacă ai văzut, la Muzeul Național de Artă cu... Ceea ce va fi viitoarea secție de artă orientală, care există pe hârtie, care doarme, dar încă nu s-a deschis. Da, doamna Brad a plecat, mă rog, dar s-a făcut din asta s-au făcut ceva expoziții. Ei au făcut, cred că, 6 expoziții în 30 de ani. Foarte puțin. Da. Dar au făcut o expoziție foarte frumoasă cu Hashiraie, cu acele lucrări, care au fost, doamna Brad a făcut și cred că provin din colecția Băgulescu. Din acea colecție. Da. Așadar, noi am avut o șansă. Pe de altă parte, mai sunt niște colecționari, inclusiv Oprescu, Cantacuzino și alții, care au donat. Astfel că Muzeul Național are cam 1000 de stampe japoneze, sau 1400, nu mai știu exact, și Academia Română la Bibliotecă sunt stampe. Cabinetul de stampe. În rest, nu. Mai are prietenul nostru Colta de la Arad, care e moștenirea, nu? Și Adrian Năstase are 400 de lucrări. Așa mi-a spus, că a fost în expoziție. Și cum ajunge totuși? Răspundem la întrebare. Cum Așadar, poți să intri în contact tu din România, din București, din țară? Eu urmăresc acest fenomen cu arta japoneză, ți-am spus, de când eram student și am de atunci, exista un tip de cărți, istoria culturii japoneze, ai vezi tu, Andreea, din 84 sau 80 parcă, uite aici, la Japonia te uiți, da? Încă n-am învățat toate. Și atunci ele se găsesc afară. În România nu există o piață de artă japoneză, au fost câteva așa, sau mai scapă pe la Armar, dar se găsesc la New York, în Japonia și până în Europa, în câteva țări, cum ar fi Anglia, deci, Paris. Deci, practic, o piață secundară, case de licitații, da, nu găsești. Din Occident. Păi, da, din Occident sau și din Orient? Cumpărăturile de artă Eu cumpăr de la Tokyo încoace, de la japonezi încoace. Deci, de vin, da. Tot meridianul... Tot timpul, aproape săptămânal, vin coletele. Pentru că eu vreau să îmbunătățesc colecția mea cu lucrări mai importante, cu artiști, am cam toți artiștii, adică cei mai importanți, primii 60, îi am. Asta e altă. Și restul din Meiji. Dar vreau să îmbunătățesc colecția și atunci mai apar când și când câte o lucrare. Ce perspectivă, cum să zic, ai în vedere acestui nucleu de colecție? Stampa japoneză se pot face mai multe teme. Iată, eu am făcut 4. În momentul ăsta avem asta Meiji, pe urmă am făcut... Hai să le vedem și pe celelalte. Am făcut o expoziție foarte frumoasă, uite. Celebrity să asta, ai altă asta este ediția de la Timișoara, unde l-avem pe profesor George Ban de la Sorbona, care... Îmi spune că ții mult la ediția asta. Da, eu și uite aici, de exemplu, este Bijinga, asta este o altă expoziție care s-a închis recent la Oradea. Femei frumoase, toate expozițiile mele sunt cumva istorice, ele prezintă tema respectivă istoric, cu începuturile, adică n-am pus 50 de lucrări și gata, aici aveți o istorie cum ar trebui făcut. Eu nu sunt istoric de artă, dar încerc limba engleză. Să prezent, să-mi dai și kabuki de la Bușteni. Da, și mergem cu, de când a fost Alul Negru până la, uite. E practic o trecere într-o cronologie asupra unei tematici. Se vrea a fi așa ca o istorie a stampei japoneze pe tema asta, pe Bijinga. Această expoziție va merge la Baia Mare, dă-mă-la. Și avem la muzeul din Baia Mare, numit 3. Centrul Kabuki, care l-am făcut cu tine. Da, la Teatrul Național. Kabuki pe care l-am făcut la Oradea. Deja și sunt, în sfârșit Kabuki care a fost la Cantacuzino. Aici a venit profesorul cu noi. Și aici trebuie să... Deci sunt patru teme pe care le-ai văzut aici. Sunt patru... cataloge și atâtea expoziții, am făcut 10 expoziții, iar aici trebuie să-ți arăt că
N-am uitat colaborarea noastră, că n-aveam cum. Poftiți aici la Teatrul Național, Mircea Dumitrescu, cum îmi aranjează astea. Mircea, când s-a uitat la acest afiș foarte mare, s-a prăpădit. Distinsa doamnă era restaurator la Efrimov. Efrimov era restaurator la Muzeul Național. Așa este, dar aveam și... Uite cum arătați, aduce aminte. Și aici, uite, ambasadorul Japoniei. Uite-l pe Mircea, ce frumos, îmi aranjează cărțile. Un om la 80 de ani făcea asta, da? Și era destul de cald, mi-aduc aminte că eram în plină vară. Și uite acolo, aici, pe chituță când a venit. Dar uite-te aici cu Ion Caramitru, da? Da, și cu domnul Dan Grigore, pianist. Dan Grigore sus, maestru, da? Și uite câtă lume a fost aici, iar o imagine de la vernisaj. Da. Noi am făcut acest catalog și la fiecare ediție noi adăugăm fotografii de la vernisaj. Atunci, sigur, domnișoara Nur, care promovează expozițiile mele... Deci și crește alături de artă, uite, aici, și alături aici, de colecție. Aici, de exemplu, da, la Oradea. E altceva. Și aici, la Iași. La fiecare expoziție, un afiș nou. E o poveste foarte frumoasă care... pe mine mă ține foarte treaz, așa. Sunt extrem de mândru că se pot face lucrurile astea, pentru că, pe de-o parte, le fac cu dragostea asta să fie le văd pe afară, ce am văzut pe afară. Adică, ai și intrat în contact cu specialiștii de afară, cu Rozela am Menegat? Am o prietenă cu care mă consult și care chiar îmi cam dă titlurile expozițiilor, Rozela Menegat, care e profesor de artă orientală. A venit și în România, a fost și în Moldova. A fost în România, am făcut expoziții cu ea și așa mai departe. Vine în România, dar acum, mă rog, a fost pandemia asta. Nu voie să te ajut cu astea. Deci, aș intra un pic și în celelalte zone. Hai să ne uităm la... Am făcut o expoziție foarte tare, a fost Goya. Sunt foarte mândru de povestea asta, pentru că noi am făcut 5 expoziții și asta este tot o poveste care ține de un punct nodal din viața mea, că eram soldat la Iași și am cumpărat Goya. Când ne-a dat aia o zi liberă, m-am dus și mi-am cumpărat catalogul Goya. Și atunci Chituță mă sună când eram în COVID și a zis, domnule de la Iași, trebuie să facem și noi expoziția acolo, dă-ne ceva. M-am uitat pe bibliotecă pe la mine pe acolo și am văzut catalogul Goya și am văzut că îl semnasem în 75 și că Goya s-a născuse în 1720, nu știu că erau 275 de ani, dar ceea ce era interesant că în 30 martie împlinea 275 de ani, știi? Și am zis, facem Goya. Pentru că eu am, ți-am spus, toată tauromachia și în acest album, care s-a plimbat pe la 5 expoziții, avem toată tauromachia, toată, avem capriciile și dezastrele războiului, iar la început, aici ai să vezi o gravură făcută de Florin Stoiciu, ne-a făcut o gravură care a fost lăsată pre la muzei, am luat mai multe zeci de exemplare și un autoportret Goya și am donat-o inclusiv autorităților, i-am atras, iar ea a fost la muzeul din, foarte interesant că am reușit să facem o legătură bună cu ambasada Spaniei și chiar am fost în cabinetul ambasadorului și la fiecare expoziție a venit și am reușit să facem 5 expoziții, inclusiv una la Senatul României, aici e primarul Iașiului, de exemplu, la Senatul României, prin care am omagiat 120 de ani de relații România-Spania, uite aici la Bistrița Năsăud, foarte frumoase, sălile se fac foarte frumos, ia uite ce frumos, vopsesc pereți, adică nu mergem pe alb, știi? Toate lucrurile astea se așează. Atunci, anul ăsta am zis că dacă totuși este cerută expoziția pentru muzeele vor, am găsit o poveste frumoasă făcută de Dali. El a luat capriciile în 77 și le-a erotizat, le-a făcut cumva. Le avem aici. Și le-a colorizat. Da, sunt litografii tehnică mixtă, cu gravură, mă rog. Și atunci am făcut aici, da, și aici, cu ambasadorii, vin la aici imagini de la Brückenthal. Da. Foarte frumoase. Uite, ministrul culturii a venit acolo, toată lumea a primit gravuri și așa mai, uite, pe Chiriac aici. Deci acest proiect și cu profesorul a fost inclus în Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Acum se va muta, am spus, la 3 noiembrie la Brückenthal. La Brückenthal, din nou. Încă o poveste la care țin foarte tare este
gravura europeană, când Bruckenthal a făcut 300 de ani de la naștere, la fel am discutat cu Alex Chituță și am făcut povestea asta. Eu am în colecție câteva sute de gravuri europene care cumva încep, să zicem așa, istoria lor începe din Covaci, din zona veche a Bucureștiului, când studenți mergeam pe acolo și găseam imagini, sunt imagini fie religioase, dar sunt numele importante ale gravurii, se vindeau. Prețiozi, probabil, zona aceea. De mai jos, de la Dürer încoace, nu? Ai să vezi aici, este o istorie a gravurii. Uh-huh. Eu n-am găsit în România ceva europene, n-am găsit și atunci am cumpărat fel de fel de cărți. M-am mai consultat și cu Florin Stoiciu, care este pe zona asta, și am scos această lucrare excepțională și aici am adus pe Sofia Frankl de la Muzeul Dürer, care ne-a făcut un portret Bruckenthal, care la fel a rămas în ramat frumos, rama aurită, a făcut-o Alex Chituță și a rămas în Bruckenthal, expusă acolo și noi am dăruit-o primarilor ce a fost pe acolo, fel de fel. Deci aici e o poveste foarte tare, de care sunt chiar mândru, pentru că practic am omagiat cel mai vechi colecționar din România de artă, nu? De artă. Cred că și din Europa. Da. Adică e unul dintre cele mai vechi muzee, nu știu dacă primul sau al doilea, oricum intră într-un... Al treilea. Okay. E britișul primul. La... Deci, problema este că el a fost colecționar de artă european și a lăsat poporul român cumva, clădirea sigur că e a bisericii, nu contează, dar a lăsat acest muzeu, este acest muzeu. Și atunci omagiul nostru s-a dus aici, Chituță ba chiar s-a agitat și a făcut statuia din fața muzeului. Așadar, această colecție a mea de gravură, aici sunt vreo 100 probabil, am început-o, cum ți-am spus, pe străzile astea din centrul vechi, unde găseai carte ilustrată cu gravură. Am multe. Am și lucruri originale frumoase. Și după care, sigur că ieșind afară și am văzut mapele, m-am înfruptat, cum se zice, da? Astfel încât ai să vezi lucruri foarte frumoase aici și, pentru că 300 de ani nu mai este, atunci am făcut la Galați, la Arhiepiscopie, la muzeul lor, am făcut sacru și profan. Dar, de fapt, aici am ajuns la 500 de ani de gravură. Și lucrez acum la un proiect până în secolul 20. O să spun privat unde o să-l facem. Lucrez la el pentru că am lucrări. Și, mă rog, mai lucrez la încă un proiect, acolo am ceva cu Rafael, încă nu o să spun. Dar sunt lucruri foarte, foarte tari. Adică sunt... Astea sunt chestiuni de muzeu, de muzeu național. Am văzut la Muzeul Național Piranesi ultima oară, excepțional, făcut de cum o cheamă de acolo... Sunt lucruri foarte, foarte serioase aici și sunt lucruri golciuri, lucruri originale. Se mai găsesc? Cum se pot achiziționa astfel licitații, de lucruri? Licitații internaționale sau galerii pe unde merg eu pe acolo și așa. Și uite, Rembrandt din 1600 și ceva. Să vezi ce frumoasă panotare am făcut la Galați. Ce mândri au fost oamenii aia de povestea asta. Uite, cred că aici am niște poze sau nu am. Ba da, uite că avem aici niște poze de la Galați. Au făcut pe hârtia lor și catalog. Uite aici, el este șeful zonei de acolo, cu Chituță. Uite aici frumos. Rame negre frumoase de lemn făcute la Bruckenthal. Arată foarte bine, cu deschidere muzicală și le-am făcut cadou portretul regelui Mihai, executat, uite aici, executat de un artist din București. Nu l-aveau. Deci asta cu gravura va continua și țin foarte... și alături niște căni care asortau expoziție, nu? Great Artists of the World. Asta, cană... Stai puțin, că acum intrăm aici. Uite, Great Artists of the World și asta este o expoziție care s-a plimbat. Repet, asta e, cum să spun, că de la început am avut printuri și toate astea. Adică asta este o expoziție foarte serioasă care s-a plimbat prin România în vreo 5 muzee. La fiecare expoziție aducem câte ceva. Am adus Francis Bacon, de exemplu. Cum spuneam și înainte, tu nu poți să cumperi în România, nu poți să cumperi, nu de acum, de vreo 10 ani încoace, nu mai poți să cumperi o pictură. Sunt mult prea mulți bani. Adică ăștia au luat la 10 milioane, 100 de milioane, nu mai poți. Singurul lucru pe care poți să-l cumperi este o litografie semnată de el în original, ceea ce oricum înseamnă foarte mult, sau o gravură. Desen nici atât. Desenele Picasso sau Matisse sunt peste 1 milion de euro. Nu poți. Am vrut să cumpăr un desen de la fiii mei, am fost la Londra și mi-au cerut 1,4 milioane de lire pe un desen Giacometti. Atunci, de la New York, am luat o gravură și sunt happy. Ce poți să faci? Nu. Așadar, în această expoziție sunt și lucruri cu semnături originale. Nu-ți mai spun, Dalí am foarte, foarte multe, uite, Dalí original. Cred că a fost și o serie de... Ia uite aici,
Antoni de concursuri făcute pentru vizitatorii muzeilor. La fiecare expoziție eu donez câte o lucrare, am donat de Dalí, am donat fel de fel de lucruri, stampe nu-ți mai spun, se face tombolă, pentru că asta ajută foarte mult muzeul. Mi s-a spus, domnule, ne-am dublat în casările, ne-am dublat și la fiecare muzeu, ultimul an, am plătit bilete pentru studenți și elevi. La Muzeul Baia Mare, la prietenul nostru comun, colegul tău, au fost 481 de vizitatori intrați pe biletele achise de mine. La Iași, la Bruckenthal, la fel. Este o inițiativă pe care eu vreau să văd și în altă parte de Victor Brauner, apropo, pentru că nu e mare lucru și generația asta tânără care totuși stă cu telefonul în mână și pe computer, ar trebui să stea mai mult prin muzee și mi-a făcut plăcere să văd, de exemplu, la Bistrița, cum elevii au desenat după Goya. 20 de elevi au pus acolo afară pe șevalet, superb. Le-am dat premii, le-am dat frumos de tot. Asta e atelierele astea, se fac. Hai să vezi în cataloge ateliere pe la, uite, Cocoșca. S-a văzut în România Cocoșca? Nu s-a văzut. Oscar, e original. Cocoșca. E acolo. Deci atât poți să cumperi. Atât... Și aici, sigur, e și cana, vezi? Apropo, da, strigătul lui Eduard. Da. Sunt foarte fericit că putem să facem lucrurile astea, să aducem, uite, frumos aici să expun, să aducem totuși aceste, stau foarte bine în muzee și e o poveste didactică foarte serioasă asta. Educațională, nu doar didactică, în sens mai larg, pentru că, da, cultura e parte din educație, parte dintr-o identitate, până la urmă, unei societăți și... Sigur că noi ne referim la arta românească. Eu spun foarte sincer, deschis, nu mai cumpăr arta românească de mult, pentru că am și foarte multă. Nu mai am unde să o pun. Care ar fi procentul, să zicem, poți să faci o estimare, apropo, cât orientală, păi, cât occidentală, cât am românească? Am foarte multă artă românească pentru că am multiple exemplare, am gravuri, am foarte multe. Jos am un spațiu destul de mare, care e destul de... În momentul ăsta sunt vreo 800 și ceva de lucrări înrămate în muzee. Se plimbă prin 800 și aici sunt vreo 250, jos mai sunt câteva sute. Dar sunt foarte multe mape. Prin urmare, pot să fac multe expoziții dacă tema, dacă vine o temă, știi? Și am teme pe zona erotică, am destule pe care vreau să le fac. Nu e ușor nici să întreții o expoziție. Pentru că muzeele, eu sprijin foarte mult tânăra voastră generație, 35, 40 de ani, 45, care au fost pe aici, și pe care îi văd că vor să facă treaba. Și am început la Galați, unde este Cosmin, Ilie, am început sigur cu Alex Chituță, dar uite, cu colegul nostru, cu băiatul nostru comun, care este foarte entuziasmat. Robert Strebeli de la Baia Mare, care a luat management acolo, Filip de la muzeul din Timișoara, mai sunt. Cred că e foarte important să-i ajut, pentru că e clar, ei sunt subfinanțați. E clar că n-au lucrări. Majoritatea muzeelor n-au așa ceva. Păi tu, expozițiile de stampe sunt foarte rare în lume și de regulă vin din Japonia, pe bani mulți. Astea sunt gratuite. Și le mai și prelungesc. Le țin 3 luni ca așa și le mai prelungesc încă 3 și eu sunt de acord. Adică, și e păcat. Și atunci facem puțin spectacol, inclusiv povestea asta cu tombolele, care să le ridice puțin interesul. Eu sigur că aș vrea să pun puțin pe zona asta mondială a artei japoneze și România cumva. De-aia și catalogele, de-aia și expozițiile. Acum va fi a 11-a la Galați. Ele vor continua și, am spus, lucrez la a 5-a temă. Deja lucrez povestea asta cu Andreea. O să la anul să vedem unde o ducem. Se poate și, spun sincer, ar fi interesant să atragem. Eu am făcut niște eforturi, o să vezi chiar și prin cataloge, n-am dat numele, dar sunt câțiva oameni care au venit lângă noi. Pentru că catalogele sunt foarte scumpe. Păi catalogul, uite aici, ăsta a fost de la Timișoara, numai tiparul a fost 170 de lei. Sunt foarte scumpe. Pe exemplar. Pe exemplar, da. Sunt foarte scumpe, deci nu e... Ele nu se vând, cum știi, nu se vând. Mă rog, la Sibiu, cred că există acolo un link în care poți să cumperi, dar nu e regula asta. Regula este că le donăm toate aceste cataloge. Prima, aș fi foarte interesat să vină lângă noi oameni cu un potențial financiar, dar cu deschidere spirituală, culturală, pentru că nu e mare lucru. Generația asta tânără, de 20 de ani, dar și după, așa,
De unde să aibă acces? Că afară nu se duc la muzee, muzeele noastre, astea care au, nu expun. Nu reușesc să-și facă o programare culturală în tendințele actuale. Da. Arta contemporană, da, sigur, e artă contemporană, o vezi, sigur că da, dar există arta asta de grea, de cultură grea și... Grea în sensul nu dificilă, ci în sensul cu foarte mare... Pe care o vezi afară. Când importanță culturală. Te duci afară să vezi o stampă japoneză sau ceva, te costă câteva mii de euro, nu? Pe aici te duci, te costă 5 lei sau 10 lei biletul sau ceva și nu te duci. Este. Care e relația cu, să zicem, fenomenul colecționismului din România? În ce fel te vezi în interiorul acestuia, în ce fel nu te vezi, în care sunt, să zicem, relațiile cu alți colecționari de artă din România și... În urmă, ce tipuri de, să spunem, interese comune se pot găsi în această privință? Acum trebuie să spun că eu nu fac parte nicio asociație. Am asociația mea cumva. Nu ai fac societatea parte. Ta. Da, nu fac parte nicio asociație. În primul rând, da, conduc o societate de avocați, mă ocup foarte serios de povestea asta. Asta o fac de pasiune, o fac gratuit, sigur că da. Muncesc foarte mult pentru asta. Am cunoscut de-a lungul timpului și am și făcut schimburi sau în principal am cumpărat de la câțiva dintre colecționare din București. În principal ceva de pe la Sibiu și mă rog. Însă în ultima vreme a fost și pandemia, sigur că da. În primul rând că n-au. În primul rând n-au ce vreau eu. Artă orientală cu siguranță puțin. Niciun caz. Deci da. eu n-am mai cumpărat artă românească de vreo 4 ani, cu excepția Gordus sau ceva. Mai sunt câțiva pe care i-am și dacă... Dar atunci ei n-au. Arta europeană n-a fost colecționată în România decât întâmplător, ceva diplomați, știi foarte bine, dar foarte puțin. Deci n-ai ce să faci. Pe de altă parte, nu cred că sunt colecționari de interbelică, probabil sunt câțiva, știu niște nume, dar cu care nu e zona mea. Interbelica, am spus-o mereu, să stea la muzeu, mă duc la muzeu și o văd și mă bucur foarte tare, dar eu nu dau 100 de mii de euro pentru nu știu ce ciobănaș sau fluierat sau ceva, nu dau. În schimb, aș da pentru un Picasso, că cu siguranță la anul va fi 120 de mii, dacă ar fi să faci o investiție în artă. Și chiar eu indic să se facă investiții în artă europeană și în stampa japoneză. Stampa s-a dublat între timp. Deci vezi și un potențial de investiție. Sigur că ăsta e potențialul. Adică atâta timp că anul trecut, anul ăsta s-a vândut Le Dejeune Frugal al lui Picasso cu 6 milioane de lire sterline și este o gravură din 50 sau din 30, nu mai știu exact. O gravură. Deci, urmărești practic și piața. Tare, să zicem, și particip, nu mai urmăresc. Mă duc și eu până la anumite chestii și mă opresc când văd că ăia au nebunit din golf și aruncă cu petrolul în lucrările de artă. Da. Bun. Creșterea este șoc afară. A fost șoc afară și este în continuare. Sigur, trebuie să știi ce să cumperi. Și trebuie să vezi dacă vrei să faci și ca investiție, dar eu vreau pentru proiecte. Pe mine mă interesează să îmbunătățesc proiectele. Am luat recent un Hartung, am luat recent George Brack. Păi pe aici, până în România, sunt noțiune în ataie, cum spuneau romanii. Și ultima întrebare, ce e pe lista ta, să zicem, de... Păi tot, de pariuri. Tot ăștia sunt. Ți-am spus că am un proiect nou. Bine, am proiecte noi la care lucrez, dar încă așa le facem aici. Deocamdată, pe de-o parte, trebuie să continuăm aceste proiecte care sunt cerute de muzee. Te referi acum la toate, la toate direcțiile gama și artă de 4-5 teme pe care le avem și care merg înainte. Și să vedem, ar fi trecerea de graniță, pentru că sunt dialoguri. De anul trecut încă trebuia să trecem, am avut poveste cu pandemia și o să fac. În țări europene sau nu neapărat? Dar și peste. Și peste. Și peste. Am fost invitat chiar ieri în Statele Unite. Stai că nu e simplu. Da. Aici trebuie să trebuie. E un business aici, trebuie să le luăm costuri mai întâi. Da, așa, un management. E ușor să le duci. De exemplu, stampa japoneză, dacă o duci nerămată, poți să o pui în două mape și stai că e în avion. E simplu. Dar celelalte, metri cube, asta știi foarte bine, ai făcut. Mai ales pentru, mă rog, import-export temporar, în situații în care există lucrări clasate din anume fel. Deci asta vedem. Am dat, eu am un mesaj foarte clar. Îmbunătățirea colecției și proiecte care să ajungă prin muzeele românești, acolo unde managerii, unde am un dialog cu ei, unde văd că vor să facă ceva, vor să aducă ceva nou în muzeu, vor să atragă, vor să dezvolte, vor să facă ceva bun pentru comunitatea locală din perspectiva artei. Și atunci eu îi ajut.
Iar ca viitor al colecției, nu știu, poți să faci o... Eu am un muzeu cumva, așa cum ai și tu, moderat. Am un muzeu cumva, dar vezi, eu fac niște lucruri care sunt la muzeu. Dar n-am salariat. Deocamdată Andreea este aici, e cu mine, mai facem planul, că e la arhitectură în ultimii trei ani, mai are trei ani. Dar nu m-am decis. E greu să ai o instituție, nu? Clădirea o am, să zicem, dar e greu să faci o instituție de asta, să stai la dispoziția. A făcut și ușoară. Să vedem, cred că el este și din domeniu, e ok, e o clădire acolo, face, e ok. Nu vorbesc de mare, că e altă poveste acolo, sunt alți bani. E o instituție, eu conduc o instituție. Identitatea așa. Unei colecții ar putea fi, să zicem, prefigurată în măsura în care ar exista un potențial. E foarte simplu să fac muzeul George Șerban sau familie Șerban. E foarte simplu. Nu acum. Da. Mircea mereu zice, când e gata muzeul al tău... A, deci a fost o discuție pe masă. E o discuție de vreo 10 ani pe tema asta. Am înțeles. Deci muzeul ăsta în mintea mea există cumva, dar repet, deocamdată eu conduc o instituție, o casă de avocatură, încă au nevoie de mine și aș prefera să meargă asta foarte bine, că muzeul consumă. Da. Muzeul trebuie susținut, sponsorizat, nu e glumă. Eu sponsorizez genul ăsta, ți-am spus, am reparat parchet la muzeul Popica la Brașov, fac niște lucruri. Adică și asta ține de o... Da? Un ecoclimat, ecosistem artistic, să-l numim așa, care are nevoie să fie îmbunătățit și zona să publică... Să creăm o masă, să zicem, o masă critică de... Asta mă gândesc pe alte decât ce să... Ce fac galeriile foarte bine, fac galeriile, dar așa ceva nu face altcineva în România, nu? Hai așa să le vezi acasă la cafea, să le răsfoiești, ce o să-ți placă.